Fero, iubim apa. La o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi stăm de vorbă cu medicul Jujana Giurgiuman. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Plăcere. Și pentru început vreau să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. E foarte greu câteva cuvinte. Deci, în esență sunt medic de familie. Cu ce mă identific, da? Sunt soție, mamă, prietenă, colegă. Acum, în plan social, sunt, hai să zicem, prietenă, colegă și, înainte de toate, medic de familie, probabil, dacă ar trebui să fac o departajare, preponderent sunt medic. Zi și noapte, să zicem așa. Aveți un program foarte solicitat? Da și nu. Sunt și zile liniștite și sunt și zile foarte aglomerate, când sună telefonul și noaptea sau la cele mai... hai să zicem, nepotrivite ore pentru un om obișnuit care pleacă acasă de la servici și știe că până a doua zi se relaxează sau nu mai are tangență cu locul de muncă. Și atunci, cam câte ore reușește un medic să doarmă pe noapte? Depinde. Aș putea să dorm mult mai mult decât dorm, dar ziua e prea scurtă pentru mine și cititul sau o emisiune științifică bună la televizor, la altceva nu prea mă mai uit. Îmi ia din timp și nu pot să renunț. Și atunci întotdeauna sunt într-un deficit mare de somn, eu personal. Nu recomand altora. Deci nu faceți cum face medicul, știți, a vechea zicală, ci faceți ce spune medicul. Și la ce emisiuni vă uitați? Adică ce teme vă interesează? Științifice. De călătorii. Lucruri interesante din medicină, care în ultima vreme s-a dezvoltat fantastic, dar numai pe latura tehnologiei, ceea ce este foarte bine. Însă mi se pare, din păcate, din ce în ce mai dezumanizată. E un lucru trist. Adică noi am făcut o școală mai veche de medicină, cu profesori care ne-au învățat să stăm lângă pacient și să-l ascultăm. Și am avut privilegiul să-l am la internet, de exemplu. Acum mi-aduc aminte de profesorul Vlaicu, care ne spunea, dacă ascultați pacientul, 60% din diagnostic vi-l spune el. Și dacă mai pui și mâna și faci un examen clinic adecvat, afli foarte multe. La ora actuală, aici mi se pare că este în deficit medicina modernă. O practică medicii așa ca un fel robotic? Mai robotic și bazându-se mai mult pe ce spune laboratorul, aparatul cutare, explorarea cutare. Pot să fie foarte multe explorări făcute, dar dacă n-ai vorbit cu pacientul, îți pot scăpa elemente esențiale pentru diagnostic. Asta e părerea mea, umilă, de medic de familie, pentru că eu am un unghi de a privi lucrurile de aici din cabinet. Alții au un alt unghi din punctul lor de vedere, de specialist sau supra-specialist, pentru că acum se poartă asta, dar ar trebui să fie o medicină centrată pe pacient și om. Dar mai bine să nu intrăm în acest subiect, că s-ar putea să-mi spun ofurile și mai în plen și mai mult și nu este bine. Sunteți dezamăgită profund de medicina de la ora actuală? Nu profund. Parțial, să zicem. Atunci să începem mai de la început. De ce am devenit medic de familie? Puteam să aleg altă specialitate. Eu m-am prezentat... În primul rând, de ce ați devenit medic? Atunci mergem și mai în urmă, pentru că am crescut alături de doi medici. Tatăl meu a fost medic și bunicul din partea mamei, care trăia în casa vecină și aveam o curte și o grădină împreună, era tot medic. Ce specializări aveau? Bunicul a fost medic internist, apoi medic, hai să zicem, de familie, pentru că a fost vizitat de pacienți până în ultima zi a vieții lui. Au venit să-i ceară sfatul și asta se întâmpla la 82 de ani împliniți.
Și a fost un exemplu categoric. Deci când te naști, ești tabula rasa, te marchează foarte mult copilăria, prezențele din viața ta din acea perioadă. Tatăl meu a fost anatomopatolog și medic legist. El nu putea să-mi ofere, să zicem, în acest sens un exemplu, dar ca profesionist, eu n-aveam de unde să știu, dar ulterior auzisem de el când n-am mai lucrat și după aceea n-am mai fost printre noi, am auzit numai, nu că a fost tatăl meu, numai elogii la adresa lui și aici, în Clujul Universitar, era cunoscut. Curiozității, puneați întrebări. Mai puțin, pentru că tatăl meu în familie era un om foarte, foarte retras, foarte închis. Deci lui mai puțin. Iar bunicul meu, n-am ajuns să-i pun prea multe întrebări, pentru că el decesase când eram în anul 2 la medicină. Deci exact când ajunsesem să înțeleg și eu ceva și să învăț semiologie în anul 3, simptomele, semnele bolilor și când aș fi avut probabil foarte multe întrebări, n-am mai avut cui să îi le adresez. Dar totuși a avut șansa să vă vadă studente la medicină. Da, el a fost foarte încântat, bunicul. Tatăl, în schimb, nu. Tatăl meu, în ajunul venirii la Cluj, la examen, mi-a spus nu faci bine ceea ce faci, 15 ani cel puțin vei umbla cu valijoara după tine, tu vei fi într-un loc și viitorul tău soț, cine o fi, va fi într-un alt loc, și cam asta te așteaptă. Și copilul vostru probabil într-un al treilea loc. Asta a fost povața primită. Nu că n-a fost ulterior mulțumit și sigur avea o mândrie părintească, dar prefigura că mă așteaptă o soartă destul de grea, inclusiv fizic. Pe atunci repartițiile se făceau, de exemplu, clujenii ajungeau mai mult în Moldova și se temea într-un fel pentru mine. Era grija părintească. Erați și singura fată? Singura fată și mai am o frată, da. Și el este medic, dar cum zice el, eu tratez cai, câini și alte viețuitoare. Este medic veterinar. Deci, până la urmă, s-a păstrat în familie tradiția. Păi nu, tradiția e mult mai veche. Eu sunt cam a 15-a în familie și fac parte din a treia generație de medici și la roa actuală deja lucrează a patra generație de medici. Așa s-a nimerit, asta să nu se interpreteze altfel. Așa s-a nimerit, Barza m-a adus așa într-o familie unde au fost și sunt mulți medici. Deci inhalând aerul ăsta medical, dacă vreți, și chiar la propriu, pentru că mirosea de multe ori în casă, tata venea din laborator, bunicul simțea mirosul de spirit medicinal, deci chiar la propriu am inhalat atmosfera asta. V-ați și jucat cu ustensile medicale, cu dispozitive medicale? Nu, cred că nu aveam neapărat porniri din acestea spre ramuri chirurgicale, deși dexteritate cred că aș fi avut. Mă gândeam și copil, dacă ați mers în laborator să vă jucați cu... Nu, laboratorul nu mi-a plăcut niciodată. Am făcut în școală ore de laborator. Mi s-a părut extrem de rece și este o specialitate, în sine laboratorul, o specialitate preclinică. Deci nu prea ai contact cu pacientul. Pentru mine, medicina înseamnă, în primul rând, să ai un contact înmijlocit cu pacientul. Am un nepot care știa de la bun început că își va dori o specialitate de acest gen, să contactul să fie minim cu pacientul și este medic radiolog. Deci știa de la bun început că nu o să aibă răbdare și nu o să poată empatiza atât de mult cu pacientul și și-a ales ca atare o specialitate de acest gen. Deci e bine să-ți asumi de la început, Să te cunoști pe tine. E foarte bine, nu toți știu. Da. Nu tot și ajung să chine pacientul și să se chinuie și pe ei, da. Cred că da. Ați fi ales și altă profesie dacă ați fi avut da. Șansa? Da, regrete nu am. M-am gândit la arhitectură, am un unchi arhitect, mă rog. M-am gândit și la istoria artei, dar pe vremea aceea, mi se pare, numai la 2 ani se dădea cât un examen la București. Erau foarte puține locuri. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dacă se știa cine trebuie să ocupe
acel loc sau două locuri maxim sau acele locuri sau nu. Și până la urmă, asta a fost calea firească cumva. Și de ce ți-a ales Clujul? Era și atunci foarte căutat și dorit de studenți? Clujul era cel mai apropiat centru universitar de orașul meu natal, de Satu Mare. Deci mi s-a părut normal să vin la Cluj. Deși mai erau discuții că în alte centre s-ar putea să se intre cu medie mai mică, sau nu, n-a contat. Și în anii de stagiatură, pentru că după ce am terminat facultatea, trebuia să faci 3 ani de stagiatură, m-am dus acasă. În timpul stagiaturii m-am căsătorit cu un clujan. Medic? Nu este medic, este profesor și am revenit în Cluj. Bine, am revenit în Cluj, nu așa, sună ușor, dar n-a fost așa. A fost un examen pe țară, am participat la primul examen de secundariat, astăzi se numește rezidențiat, care s-a dat după 89, deci în 90. Și atunci acel examen s-a soldat cu o repartiție guvernamentală la București și era și cu post. Și așa am ajuns eu înapoi în Cluj, și ca medic. Și cum era examenul atunci? Se dădea și oral sau și scris? Nu. Deja era numai test grilă. Numai grilă. Și anii studenției, cum vă amintiți? Cum era în Cluj? Deci amintiri ca student am foarte puține. Dacă vă referiți la ce frumos e să mergi împreună în excursii, să iasă grupa împreună. Sau... Am nimerit într-o grupă de fete și într-o serie, eram 5 serii, a câte 100 de studenți, jumătate români și jumătate din diferite colțuri ale lumii. Deci am nimerit în grupă și într-o serie foarte studioasă, noi nu ieșeam nicăieri. Pare să sune ciudat. Nici în weekenduri? Nici în weekenduri, le petreceam, stăteam în gazdă, le petreceam acasă. A fost greu, brusc, ieșind, nu chiar din puf, dar acasă chiar n-aveam nicio responsabilitate decât să învăț. Altă responsabilitate nu aveam. Și venind singură în Cluj, totuși, dacă mă gândesc, n-a fost ușor. N-a fost ușor. Gândiți-vă că nu existau telefoane mobile. Ca să pot vorbi cu părinții mei, trebuia să mă duc la poștă, să stau la rând. Și asta se întâmpla relativ rar. Deci eram mult mai rupți. Mergeam acasă cu trenul, făceam în loc de 3 ore, să zicem, făceam 5 ore. Era o altă viață, alte viteze și alte informații, adică mult mai puține informații pe unitate de timp, dacă vreți, pe 24 de ore. Și locuiați în cămin? Nu, am stat în gazdă. Tocmai eu am cerut părinților mei, au făcut acest efort și bunicul meu l-a început și m-a susținut, că am zis că voi putea învăța mai bine. Deci să fie liniște și așa am crezut eu. Dar fetele din cămin, sigur, au multe, multe alimitiri frumoase legate de anii studenției, pentru că erau în gașcă și nu sufereau de singurătate. De mie mi se întâmpla să sufăr de singurătate, să știți. Dar în același timp, cred că v-ați maturizat și responsabilizat foarte mult în perioada respectivă. Automat și rapid. Nu aveam altă cale. E un fel de armată a fetelor când vin la facultate? Dacă ziceți de armată, am făcut 3 ani de armată. Cu 2 convocări în două, după anul întâi, parcă și anul 3. Deci eu am mai prins armată. Și o zi pe săptămână era armată. Nu comentez dacă a fost bine sau nu. Dar a fost în detrimentul științei. Dacă puteam să aleg, aș fi ales medicină. Știință și practică, în sfârșit. Și ce erau puse fetele să facă în cadrul armatei? Marșaluiam. Trăgeam cu arma. Foarte interesant. Eu am zis așa mai mult la metaforic, dar spuneți nu, că ați făcut... Da, dar am prins momentul și am zis chiar la propriu am făcut armata. V-a prins și bine, adică... Sincer, nu-mi dau seama care e binele. Am simțit că e timp pierdut în defavoarea, nu a timpului liber. Deci acea zi puteam să o petrecem altfel.
Adică erați chemat la o unitate militară în Cluj-Napoca, ca să înțelegem mai bine. Aveam o întâlnire. Da, depinde. Acum nu se dau detalii. Da, toate fetele făceam. Erau foarte puține scutite medical, să zicem. Am Ce-am înțeles. prins asta. Și prima dată când ați mers, sau atunci, nu știu, se făcea testul acesta să vă ducă la morgă în studenție, cum a fost? Pentru când ați fost să faceți o disecție? Nu, sincer, nu-mi aduc aminte. Adică mi-am spus că este doar un obiect, probabil, și ceea ce a fost a fost o carcasă a cuiva care de mult nu mai este printre noi, și ce a rămas se oferă nouă, dar într-un scop, să zicem, nobil, pentru că așa am putut să învățăm, mă rog, raporturi anatomice, că despre asta vorbim, de diferite organe, țesuturi. Că băieții mai făceau uneori și glume proaste, da, se mai întâmpla, dar, în esență, v-am spus că am fost într-o societate, printre niște colegi foarte serioși. Au fost și serii care, unii zic dintre ei, din seriile celelalte, că și-au trăit viața, studenția. Eu, din păcate, nu. Nu. De ceea ce mi-aduc aminte cu cea mai mare plăcere și ce m-a marcat au fost galele anfiteatru, așa se numeau, au fost niște manifestări de reală cultură la Casa de Cultură a Studenților, când au venit așa Teatrul Bulandra, a venit Marin Sorescu și ne-a vorbit. Au venit două brigăzi artistice din București și din Iași, care ulterior au format Divertisul, dacă ați auzit de ei. Da. Deci acelea au fost niște zile de efervescență culturală și tinerească. Casa de Cultură era tixită. Noi aveam impresia că se vor rupe, nu scările, partea din spate, cunoașteți unde. Deci nu mai încăpea niciun chibrit sau o agrafă, sau spuneți-i cum vreți. Deci este, cred că, unicul eveniment de care mi-aduc aminte că mi-a plăcut și m-a marcat și era un eveniment studențesc, organizat de studenți sau prezentat de studenți. Pentru că în vremurile alea nu aveau studenții prea multe opțiuni de a se distra sau Nu de prea. a-și lua porția de Nu cultură. prea. Erau zile rare de cinematecă cu filme rare care se mai proiectau, din care am gustat și eu și am prins câteva. Și probabil aviditatea asta spre cultură și a face și altceva m-a îndemnat. Am făcut parte la un moment dat dintr-o formație artistică a UMF-ului, cu care am mai fost și în alte centre universitare, schimb de cultură, au fost și concursuri, mă rog, am mai luat și niște premii. Nu noi, facultatea în sine. Formația artistică, la ce vă referiți mai A, era exact? vorba de colaj, nu brigada artistică, ci colaj. Am avut și brigada artistică foarte bună, care la vremea aceea a câștigat locul întâi pe țară. Colaj, adică faceți. Eu recitam, Așa. cică, da? Aveam colege în fundal care dansau, totul era pe un fundal muzical plăcut, mă rog, cu puțină regie. La un moment dat am luat parcă și noi locul întâi pe țară, dacă nu bine mi-aduc aminte. Dar mai făceam ceva. Nu a fost o studenție plictisitoare până Mare la era, urmă. nu era, cred că, dorința asta de a mai face ceva. Concertele, da? Concertele de muzică clasică, câte un spectacol de teatru, operă, deci astea, Și ce muzică vă plăcea să ascultați? Ce se asculta atunci? da. Dacă vă spun că nu sunt, nu știu, deci cum nu umblam în gașcă, eu ascultam muzică simfonică, drept să vă spun, dar nu asta cred că ne-a caracterizat ca și generație. Deci eu mergeam la concerte, am făcut puțin pian și acasă și aveam deschiderea asta pentru muzica clasică. În Mai prezent mai mult. cântați la pian din când în când? Am un pian minunat, care la ora actuală e dezacordat și am zis, poate
Poate, nu știu, trebuie să aștept până la pensie, poate o să mă apuc din nou să cânt. Deci n-am eliminat această posibilitate. Nu știu dacă voi ajunge. Între timp și fiica mea cânta vreo 2-3 ani, dar ea este din zona berbecului, deci este un berbec absolut tipic, se plictisește repede, vrea altceva, însă a învățat multe, deci și-a lărgit cunoștințele în domeniul muzicii, și-a format urechea muzicală, gustul muzical. Deci ce am vrut să zic cu asta? N-a stat pianul chiar degeaba. Da. Numai salturile sunt destul de mari, știți, în timp. Și ați îndrumat-o pe fiica dumneavoastră spre medicină? Nu, niciodată. I-am povestit, a trecut pe la cabinet. Nici pe mine, să știți, nu m-am influențat absolut nimeni. Și am vrut să-și aleagă singură calea. Niciodată n-am spus, fă medicină. Chiar dacă era o tradiție în familie. Da, niciodată, niciodată. Și la 14 ani am mai întrebat o pacientă de-a mea, întâmplător era fiică mea lângă mine, dacă va dori să urmeze aceleași școală, aceeași carieră. Zice, exclus. Asta a fost răspunsul, exclus. Zice, să învăț tot timpul. Doi, să am atâta răbdare. A zis, exclus. Atunci poate calcă pe urmele tatălui? Nici măcar, pe urmele bunicului din partea tatălui, este economistă. Am înțeles. Și ați simțit vreodată prăpastia asta dintre generații, despre care se tot vorbește în relația cu ea? Uneori. Da, uneori. Dar ea este rapidă și nerăbdătoare prin felul ei de a fi. Deci nu știu dacă e neapărat o ruptură între generații. Nu, eu pot să zic că este încă o clasică printre cei din generația ei. Și ea, la rândul ei, zice că este, nu au prăpastie, deci o diferență foarte mare între generația ei și cei cu 10 ani, cu 15 ani mai tineri, pot să zic mai mici, mă rog. Și care sunt cele mai importante diferențe din ce ați observat dumneavoastră? Între mine și fiica, nu pot să zic că sunt foarte mult. Generațiile de tineri de acum și cele care erau în urmă cu, nu știu, 10 ani, 20. La foarte mulți, deci sunt foarte rapizi, vor totul deodată, n-au răbdare, totul pe tavă. Vorbesc la modul general ce am văzut. Am văzut foarte multă lipsă de respect sau poate eu am pretenții exagerate. Dar asta la modul general, pe stradă, în mijloacele de transport în comun. Vorbesc la modul general, dar cu siguranță vor ajunge și ei la vârsta noastră și sunt... Eu nu voi mai fi, dar aș fi curioasă să văd cum se vor raporta ei la următoarele generații. Se spune și despre Cluj-Napoca că e un oraș foarte prietenos cu străinii. Dumneavoastră cum îl percepeți? Mai e greu de spus pentru că eu sunt între. M-am simțit mult timp străină. Să știți că mi s-a părut un oraș auster, mai puțin primitor în anii studenției. Asta a fost percepția mea, dar nu numai a mea. După care încet, încet am... Clujul m-a adoptat, dar și eu l-am acceptat în sfârșit și l-am închis cumva în inimă, în suflet. Dar asta mai mult în ultimii ani, deși trăiesc de mult mai mulți ani în Cluj. Am mult mai mulți ani trăiți în Cluj față de anii din satul mare. Și unde e acasă acum? Bună întrebare. Acasă este și în Cluj și acasă este și în satul mare. Dar nu pe străzi, foarte interesant, deci înainte cunoșteam foarte multă lume. Dacă nu în mod direct, dar ne știam din vedere, din străin după străin. Foarte rar găsesc o figură cunoscută când mă duc acasă. Deci la satul mare acasă este în casa mamei mele și la rudele puține care au mai rămas. Mulți au decedat. Mama dumneavoastră trăiește? Da, mama trăiește. Alții au plecat
și suntem răspândiți chiar pe mai multe continente. Da. Și în Cluj-Napoca aveți și locuri favorite unde obișnuiți să ieșiți? De câți ani sunt în Cluj? Cam de 29 de ani, aproximativ de 28, 29, 28 de ani, plus cei 6 din timpul facultății. Am stat o vreme pe strada Republicii, care a fost o stradă foarte frumoasă la Socri și care nu era, cum să zic, atât de circulată pe vremea aceea. Deci a fost un loc, să zicem, preferat, zona respectivă. Și după aceea ne-am mutat în plin centru, zona 0, care mie îmi place. Mie îmi plac nucleele vechi, orașele vechi, părțile care vorbesc despre istorie, cultură. Aici mă simt acasă. Soțul meu, de exemplu, îi plac zgârie norii, îi place tot ce-i sticlă, oțel. Mie îmi place tot ce are o poveste. Știți? Deci, Da. zona centrală, străzile vechi, străzile vechi care făceau parte din cetate, pot să zic că este o zonă care îmi place. Și cetățuia. Și tăce, am ajuns din ce în ce mai rar în ultima vreme și cetățuia, da. Și Parcul Mare are o energie deosebit de bună. Deci când mai apucăm să trecem pe acolo, pe jos, sigur, străzile, anumite străzi vechi și din cartierul Grigorescu, după aceea cartierul Andrei Mureșan, ne-am plimbat foarte mult, avem o cățelușă și ne plimbăm. Deci sunt zonele mai vechi ale Clujului. Și când vreți să evadați din oraș, unde vă place să călătoriți? Păi călătorim cam la 40 de kilometri depărtare pe valea Pârâului Băișoara și avem o mini căbănuță, o căbănuță de o cameră, dar care are și o pergolă drăguță și un fel de pridvor și acolo putem să ieșim, să stăm la aer curat și auzim numai clipocitul apei, are efect terapeutic. Deci acolo putem evada. Apropo de efecte terapeutice, unde ați recomanda dumneavoastră ca medic să mergem în concedii? Unde ne putem încărca bateriile cel mai bine? Depinde. Deci la vârste mai tinere unii se încarcă dacă merg și stau noaptea în discoteci și în toiul zilei pe nisip și pe malul mării. Deci depinde ce te încarcă și ce vârstă ai. Te încarcă mult mai bine. Adică nu, avem nevoie și de cură de lumină și de soare, categoric. Orice apă, și dacă este stătătoare, și dacă este curgătoare, are un efect de purificare, de te îndeamnă spre meditație, susurul apei sau valurile, sunetul valurilor, te îndeamnă spre liniștire, spre meditație. Depinde. Alții se încarcă extraordinar de bine și chiar e așa pe vârf de munte, în păduri, deci unde e multă vegetație. În orice caz, mai departe de ciment, de șosea, de oțel, așa mai De departe, și aglomerație. de aglomerație, da. Și dacă soțul v-ar face cadou, v-ar da de ales între o excursie la mare sau la munte, pe care ați alege-o? La ora actuală, la munte. La munte. De ce vă place mai mult muntele? Liniște. Dacă ar fi o bucată de mal, un nisip, o mare, și n-ar fi agitație, atunci m-aș mai gândi, dar atunci a zice, ideal ar fi și câteva zile la mare și pe vremuri unii făceau treaba asta. Deci multe familii mergeau câteva zile la mare, 5-7 zile și terminau concediul la munte încă o săptămână. Așa ar Acum fi și ideal. soarele e destul de periculos, nu-i așa, din cauza radiațiilor și... Trebuie să fim foarte circumspecți, da. Dar asta înseamnă că te expui la soare de la 7 pentru cei care se trezesc foarte de dimineață, de la 8-8 jumate și pe la ora 10 jumate 11 chiar te retragi și după aceea te poți expune din nou după orele 17. Și întotdeauna trebuie să folosim cremă de protecție? Astea sunt întrebări încuietoare. Ca medic ar trebui să zic da. Și deja s-a ajuns și la factor 100, am înțeles. Eu n-am văzut ambalajul ca atare, ambalajele.
Probabil apar din ce în ce mai multe afecțiuni ale pielii și de ce ne temem noi? Ne temem de cancerele de piele. Astea sunt cele mai mari frici ale pacienților, ale oamenilor în general. Cancerele? Acum, extrapolăm sau vorbim în general da, de da, frici? În general. Nu neapărat. Ce ați întâlnit dumneavoastră în practică? Există cancerofobie, dar nu la toți. Nu la toți. Alții se tem mult mai tare să rămână cu dizabilități și să rămână după o boală, după un accident vascular cerebral și să rămână o povară pentru familie. Deci unii se tem mai mult de asta, să știți. Alții se tem că n-ar suporta faptul că sunt inactivi, că nu mai sunt utili societății, familiei. Știți, își pierd inserția socială, care se zice că este extrem de gravă pentru psihicul unei persoane care a avut inițial o inserție socială. Cine n-a avut niciodată sau a trăit în vârf de munte, acolo se pune altfel problema. Deși singurătatea poate ucine? Să vă răspund altfel. Se spune că au fost doi gemeni, unii vitelini. Asta înseamnă identici, fizic, care au ajuns amândoi în închisoare. Se zice că la o închisoare politică. Nu contează. Cu un regim sever. Unul decedase chiar în închisoare sau când i s-a dat drumul, celălalt și-a refăcut viața. Deci, din punct de vedere al medicinii, aveau aceleași gene, erau identici și totuși unul a perceput altfel realitatea, au perceput-o diametral opus. Înțelegeți? Că a fost credință în Dumnezeu, că a fost credință în propriile puteri, că a fost o dorință de a supraviețui și de a merge mai departe. Depinde. Depinde foarte mult, sau enorm de mult, depinde de percepția noastră. În orice situație. Și bolile noastre, dacă tot am ajuns la percepție și vorbim și de medicină, marea majoritate a bolilor noastre ne le facem singuri. Cum așa? Da. În inconștiența noastră și a celor care ne educă și ne îndeamnă primii pași, este convingerea mea după atâția ani, să știți. Din prea multă iubire suntem învățați, suntem îndoctrinați ca să facem față în societate, știți? Și nu se știe până unde să se facă treaba asta. Trebuie să lași și o anumită libertate de alegere. Și facem prea multe excese, de exemplu, zahărul e la fel de periculos ca și fumatul? Eu vorbeam de percepție, o chestie mult mai fină și mai puțin palpabilă. Dar zahărul este o travă albă, o ziceau chinezii. Zahărul alb este, se zice, o travă. Și înclin să cred, asta am citit în urmă cu 30 și ceva de ani, era o traducere, dar acum sunt convinsă. Iar noi avem tendința să consumăm din ce în ce mai mult, de fapt, alimentele procesate pe care le luăm, includ, sau în orice vă uitați, inclusiv în condimente, unde mare atenție, cele mai multe au inclus glutamatul de natriu, care are efecte secundare dacă consum zilnic, dar foarte multe au zahăr. Și cu ce să ne înlocuim? Zahăr brun? Da, dar nu neapărat. O miere de calitate bună sau dacă dorești să mănânci ceva dulce, mănâncă mai bine un morcov, să zicem, o nucă. Noi vrem alune americane și uităm de nuci. Noi avem nucile în țară și nucile au efecte, e drept, nu toată lumea suportă nucile sau au probleme cu colecistul. Dar nucile conțin magneziu și sunt studii care arată că au o mare putere de a preveni accidentele vasculare și infarctul miocardic. Dar asta se uită. Fiecare se uită peste gard, știți? Fiecare vrea să aibă ce nu are acasă. Mâncăm kiwi și eu mănânc kiwi. Avem merele Ionatale. Sau, înțelegeți? Fiecare vrea alte nuci, nuci caju sau alte... Dar uităm de nucile noastre. Și dumneavoastră, acum trebuie să vă întreb, că m-ați făcut curioasă, consumați zahăr? Mai consumați? Știți unde consum zahăr? Când nu mai pot, în cabinet. Deci când este așa pot să zic chiar substanță solicitare, când vin pacienții, când mă simt ca într-o moară sau... și simt nevoia de energie rapid,
atunci iau o bucățică de ciocolată sau ceva. Nu de foame, pentru că după dulce mie mi-e foame tot timpul, deci este un autogol dacă eu mănânc ceva dulce. Dar în rest, în casă, pot să am... Nu mai fiică mea consumă. Deci dacă nici soțul meu, nu ne atingem de zahăr. Și dulciuri pregătiți în casă? Slavă Domnului, nu-i nevoie. Nu-i nevoie. Dacă aș face sărățele, sărățelele ar trece zilnic, cred că o porție, dar nici așa nu-i sănătos. Deci nu se cere dulce sau se cere ciocolată. Da. Și care sunt, să zicem așa, top 3 obiceiuri nesănătoase pe care le au în general oamenii? Ce în afară de consumul de zahăr, din ce ați observat? Mâncatul seara. Îndopatul, pot să zic, seara. Pentru că foarte mulți, din două motive, se lucrează ziua, se ajunge seara acasă, atunci se adună familia, atunci este mai mult timp și este atacat și frigiderul și se mănâncă tot ce pică sau peste. Este un obicei foarte prost, pentru că după aceea organismul nici nu consumă din caloriile mâncate, nici nu se face o digestie bună, pentru că foarte puțin ies la plimbare după cină. Extrem de puțin. Sau au vreo activitate fizică. Sunt calorii cu care organismul nu are ce face. Efectiv, nu are ce face, depune. Depune. Și despre diete, ce părere aveți? Ați încercat vreodată o dietă? Da, trăim în lumea dietelor. Da, am încercat câte 2-3 zile să văd cam ce înseamnă, că foarte multe tratamente le-am încercat pe mine, mă refer tratamente naturiste, ca să îmi dau seama cum funcționează, da. Nu pot să indic nimic în mod special decât mâncatul, cum să zic, și de 5 ori pe zi. Eu mănânc de 5 ori pe zi, dacă am timp, dacă pot. 3 mese principale și 2 mese de fructe sau nuci, alune. Gustări. Da. Deci făinoasele, mai ales dacă nu avem o activitate fizică și nu ardem caloriile, noi mâncăm, în general se mănâncă mult mai multe făinoase. Îmi întreb pacienții, mâncați pâine și când aveți ca și garnitură cartofi sau orez? Da. La supa de carne cu fidea, bineînțeles, la orice pâine. Mi-ați citit gândurile, că am vrut să vă întreb. La orice pâine. Este cel mai mare păcat alimentar să combin pâinea. Nu, la noi, de exemplu, se mănâncă prea multă pâine, cel puțin pacienții mei, foarte mulți dintre ei, care au și probleme cu greutatea și implicit cu sănătatea. Și dacă e vorba de pâine, atunci recomand pâinea din cereale integrale sau pâine de secară. Și o putem combina uneori și cu cartofi sau cu orez, dacă avem o poftă. Asta e o întrebare foarte personală, poate, nu? Deci, nu se interzice, dar nu prea are sens, că deja aveți acolo hidrații de carbon. Cred că e mai mult o obișnuință. Nu cred, sunt sigură, este o obișnuință. Și de acolo vine asta. Deci nu avem nevoie. Și într-adevăr am văzut rezultate la dietele disociate, în ce sens? Deci, dacă se mănâncă carne, se mănâncă cu o garnitură de legume. Legume fierte, sote de legume și inclusiv poate să fie o salată crudă și fără hidrați de carbon. Aici chiar am văzut rezultate. Și ce părere aveți despre toate discuțiile din mediul online? Că acum suntem mai mulți în mediul online, nu mai avem timp de atâta interacțiune și reală și foarte mulți își dau cu părerea pe grupuri, chiar și mame, să pe zic, forumuri. Da, ați nimerit-o. Deci, în primul rând, n-am Facebook. Probabil sunt prea clasică sau înapoiată, ar zice unii. Tocmai. Deci nu gust acest gen de socializare. Deci eu chiar nu gust acest gen de socializare. Primesc mail-uri de la pacienți, am pățit asta, sau uitați, am acest rezultat de laborator. Da, mai răspund, dar efectiv nu... Deci timpul, 24 de ore sunt foarte puține, să știți, pentru o zi. Deci mai răspund, dar mai rar. Dar Facebook și socializare de acest gen nu. Probabil ăsta e trendul zilelor noastre. Eu sunt cea care nu țin pasul cu ce se întâmplă, știți? Cred. Dar am ajuns să mă accept așa cum sunt. Într-o vreme m-am simțit
Foarte cuvântul handicapată. Știți că nu merg degetele așa de repede ca la tineri, vreau să scriu un mesaj la telefon sau nu mă descurc pe calculator decât atât cât mi se cere să fac raportări și mă rog în timp consultației să înregistreze exact ce trebuie. M-am împrietenit foarte greu cu laptopul. Dar până la urmă, sigur, cu avantaje pot să obțin informații în timp record. Da, văd avantajele. Dar prefer să, în loc de un mesaj, să vorbesc la telefon cu cineva, să aud vocea măcar, sau prefer să mă întâlnesc de-a dreptul și să stăm, nu știu, să stăm puțin de vorbă, mi se pare un timp mult mai prețios Eu vă decât pe întrebam în ce Facebook. părere aveți și despre valul acesta de sfaturi, avalanșa asta care e pe net, că nici nu mai trebuie să mergi la medic, în ghilimele, pentru că Le deschizi știi pe internetul și le știi toate. pe toate, exact. Vă dau un singur exemplu. Scriam la un moment dat un articol, acum vreo 2 ani, 3 ani, căutam niște informații noi, medicale. Și am rămas cel puțin consternată, cel puțin, că am găsit niște informații aberante și am stat și m-am gândit dacă în mod deliberat au fost puse acolo sau nu. Și tema era infarctul miocardic, nu e o joacă. Consternat. Deci internetul este parțial o binefacere și parțial, nu știu cum să numesc. Mare atenție când e vorba de informații pe internet și sfaturi pe internet. Nici măcar din articole medicale. Au fost greșeli de neiertat în niște articole medicale, bucăți din teze de doctorat. Nu cred că așa au fost inițial concepute și scrise. Cineva a denaturat și a inversat. Spuneți-ne, doamna doctor, ce ați face dacă ați fi ministrul sănătății? Cred că aș refuza dacă mi s-ar oferi așa ceva. Pe jumătate e glumă, pe jumătate e foarte serios. A fi ministru în orice domeniu și în acela sănătății este extrem de greu la ora actuală. Și poate să fie un ministru de excepție, ca om, ca profesionist, să știe exact ce are de făcut, dar știți cum e că o privegătoare nu aduci primăvară, trebuie să ai, sunt convinsă, și ai nevoie de o echipă bună. E, acum, cum este plimbarea asta, în ghilimele, în lumea politică. Fiecare vine cu echipa lui, cu oamenii lui, este foarte greu. Dar e bine să fii din sistem, deci cine e acum nu-i de afară, a lucrat, știe, cunoaște problemele de mai de mult timp. Deci trebuie să fii un om din interior la ora actuală ca să știi. Să știi unde sunt punctele nevralgice, cele mai importante, unde trebuie să iei măsuri urgente, radicale, să ai o listă de priorități. Și, în general, acolo unde nu sunt suficiente resurse, suferă și sănătatea, și educația, și cultura. Eu cred că am spus cu Da, asta și până la urmă, esențialul. pacienții au cel mai mult de suferit. Toți avem de suferit, pentru că nu sunt baricade, mi zic medicii de o parte și personalul medical și pacienții, nu. În orice clipă și un cadru medical Ajunge poate pacient. să fie pacient, da. Ați Eu fost pacient de-a lungul vieții? rar, rar și mi-era oroare de halatul alb și de injecții. N-am fost un copil bolnăvicios, dar dacă trebuia să ți dea o injecție, mă refer la cea de penicilină, o primeam în familie și eram îngrozită. Nu, a fost numai de câteva ori în viața mea, dar a fost o... Am rămas cu amintiri de groază. Chit că sigur n-a durut mai tare decât o pișcătură de țânțar sau Ați știu rămas eu, și de cu frica albină, de de acel. albină. Am avut-o în timpul copilăriei. Acum nu, dar nu mă dau un vânt după ele. Am colegă care s-a dus la curs de acupunctură. De exemplu, pe mine nu mă atrage treaba asta cu acupunctura. În schimb, am urmat multe alte cursuri și școli de medicină complementară.
Și care ar fi cea mai importantă schimbare de care are nevoie sistemul medical? Cât mai repede posibil. Românesc? Da. Nu pot să vă spun care e prioritatea. Chiar? Deci foarte sincer, vorbim foarte spontan, sincer, deschis. Nu-mi dau seama care este prioritatea la ora actuală. Sunt prea multe probleme. Sunt prea multe și eu văd doar, am un anumit unghi ascuțit, să zicem. Văd prin prisma medicului de familie, alții văd prin prisma lor, colegii din spital, fiecare are oful lui. Nu, eu n-aș putea sincer și corect să stabilesc care ar fi prioritățile. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu plăcere. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.